Un accident rutier a avut loc la Timișoara, în urma izbiturii o femeie de 67 de ani a fost rănită și transportată imediat la spital. Un bărbat în vârstă de 41 de ani a condus un autoturism pe banda 2 pe strada Surorile Martir Caceu dinspre strada Arieș, înspre alea Fecerii Pensia, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani care circula regulamentar pe banda 3. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv o femeie în vârstă de 67 de ani, pasageră în autoturismul condus de către tânăr. Femeia a fost transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de bătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ-Timiș.